Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Campania de sterilizare a câinilor și pisicilor, un succes. Ședință bilanț cultul eroilor la Mănăstirea Cașin. Prins conducând cu 125 de km pe oră, fiind băut. Campania de sterilizare a câinilor și pisicilor demarată în municipiul Onești de către primărie și Rescue Dogs a fost un succes. În cadrul acesteia au fost sterilizate 485 de animale, din care 372 de câini și 113 pisici, și asta în doar 4 zile. Implicarea, dăruirea, iubirea față de necuvântătoare sunt calități care îi caracterizează pe cei 15 tineri, medici, asistenți, voluntari ai asociației Rescue Dogs și salariați ai adăpostului de câini din Onești, care timp de 4 zile au depus o muncă istovitoare în spiritul normalității. I-am cunoscut în afara orelor de program. Sunt onorat și bucuros pentru că am avut ocazia să întâlnesc cu oameni deosebiți cu pasiuni și trăiri uniți de dragostea pentru necuvântătoare. Săptămâna viitoare vom semna un protocol prin care reprezentanții Rescue Dogs se vor angaja în a ne susține în procesul de adopție, astfel încât adăpostul de câini din Onești să nu ajungă la eutanasie. Tot cu acest scop, în prima ședință de Consiliul Local voi propune cu aleșilor locali pentru dezbatere și sper eu aprobare o formă de colaborare cu asociația Rescue Dogs pentru construirea unui nou adăpost la Onești. Câinii sunt pe străzi din vina noastră, din nepăsarea și neglijența oamenilor. E datoria noastră să corectăm lucrurile, dar respectând viața, a postat pe Facebook primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Mai multe detalii în minutele următoare. La această oră văd că e foarte multă lume, foarte mulți din Onești au venit să-și sterilizeze atât căței cât și pisicile. Cum stați? Foarte bine. În acest moment avem 191 de animale castrate, atât câini cât și pisici. Văd că sunt câini prinși, dar și oneștenii cu animalul din propria bătătură, nu? Da, noi am oferit, de fapt primăria Onești a oferit transport gratuit tuturor persoanelor care nu au fost capabile să-și aducă animăluțul, poate că din cauza că nu au mașină sau au fost preocupați. Noi am așteptat atât proprietarii care au avut posibilități, cât și mașina primăriei, animăluțele la castrat. Dacă ar fi să facem o analiză, cred că e una din cele mai, să zicem, prolifice campanii de sterilizare, dacă e să vorbim per total, pentru că foarte, foarte mulți câini și ieri au fost mulți și astăzi sunt mulți. Suntem foarte fericiți de când lucrez eu aici de la sfârșitul 2019. Este cea mai mare campanie de sterilizare pe care am putut-o oferi câinilor cu și fără stăpân. Mii de mulțumiri fetelor de la Rescue Dogs. Ele au suportat costul operației, să zicem. El este domnul doctor Radu Gheorghe, care ne-a sprijinit și colaborăm cu el de la sfârșitul 2019. Încoace nu am avut niciun câine de mort până acum și Doamne ajută așa să fie de acum înainte. Să se mențină numărul 0. Da. Okay. Cum a fost domnul doctor până acum? Campania a decurs foarte bine. Avem 191 de animale operate, majoritatea fiind câini. Cei mai mulți câini, asta înseamnă că va avea un succes, să zicem, această campanie de prevenire a abandonului la câini, la pui. Exact. Probabil aceasta va fi cea mai mare campanie care s-a făcut vreodată în România. Sperăm să depășim 500 de câini. Wow, 4 zile, 500 de câini, asta înseamnă cât? Peste 100 de câini pe zi? În jur de 125 de câini pe zi, ieri am avut 127 de animale operate. Se operează la foc automat, dacă pot să spun așa, câți medici sunt? Echipa este formată din 3 medici și 4 asistenți. Văd că lucrați bine în echipă, ceea ce e foarte bine, pentru că până la urmă scopul e să sterilizăm cât mai mulți câini. Sau, mă rog, dumneavoastră să faceți. Da. Dar avem și foarte mulți voluntari care ne ajută. Și asta contează foarte, foarte mult pentru noi. First time in Onești? No, we've been here for 3 years already. How many dogs have operated today? About 200, I think, for now. You are satisfied? Very, very much, yeah.
Ședință bilanț cultul eroilor la Mănăstirea Cașin. Duminică 19 martie, în comuna Mănăstirea Cașin, a avut loc bilanțul activităților sub filialei cultul eroilor. De altfel, filiala din comuna Mănăstirea Cașin este unică în județul Bacău, prin faptul că aceasta are înscriși doi generali, din care unul de 4 stele. Este vorba de conferențiar universitar dr. Vasile Jenica Apostol și profesor universitar dr. General de brigadă Adrian Stroia. La eveniment a fost prezentă echipa din conducerea filialei județ Cultul Eroilor. Este vorba de Dănuț Voicu, președinte, colonel inginer Nicu Pavel, Cristinel Aioanei, vicepreședinte, jurnalistul Petre Done, secretar. De remarcat este faptul că la activitate au fost invitați și au răspuns prezent președința ISU filialelor din județ. Este vorba de Onești, preot Ionel Piștea și dofteana Vasile Boboc. Invitați de onoare au fost primarul comunei Mănăstirea Cașin Adriana Enache, dar și viceprimarul comunei Mănăstirea Cașin Gelu Nicolae Zgăvârdici. În deschiderea a fost intonat imnul României, dar și imnul eroilor. Mai multe detalii în minutele următoare. Onorată audiență, stimate domnule general, stimați invitați de la Asociația Cultului Eroilor, domnule președinte, bine ați venit la noi încă o dată în rândul comunității noastre. Astăzi este un eveniment pentru comuna noastră, un mare eveniment. Am început cu pași mici aceste activități de cinstire a eroilor, făcute cu mai mult fast, cu mai puțin fast, dar important e că am pornit cumva o subfilială al cultului eroilor Mănăstirea Cașin. Domnule general, vă mulțumim că sunteți alături de filiala noastră. Este o mare onoare că dumneavoastră ați pornit încă de la început alături de noi și suntem convinși că vom realiza multe lucruri frumoase împreună cu președintele cultului subfilialei noastre, Cătălin Dima, și cu domnul Liviu Rusu, domnul colonel în rezervă. Da? Dar sunt convinsă că ne vom perfecționa cu timpul și vom realiza și noi activități foarte frumoase, așa cum de altfel trebuie să facem fiecare român din România noastră mare. Să ne cinstim eroi, datorită lor suntem astăzi aici, suntem o națiune liberă și să ne ajute pe Dumnezeu să stea toate acele evenimente departe de noi și să fie pace. Declar deschisă ședința bilanțului a subfilialei cultului eroilor de la Mănăstirea Cașin. Și vă mulțumim încă o dată că ați reușit să ajungeți astăzi alături de comunitatea noastră. Domnule președinte al filialei cultului eroilor Bacău, domnule general, doamna primar, domnule viceprimar, stimați invitați, astăzi am organizat ședința de bilanț a subfilialei cultului eroilor și vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre. Încep prin a citi ordinea de zi de astăzi. Prezentarea bilanțului cu principalele activități desfășurate de subfiliala cultului eroilor Mănăstirea Cașin în cursul anului 2022. Prezentarea planului cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de subfiliala cultului eroilor Mănăstirea Cașin în anul 2023. Prezentarea lucrării subfiliala cultului eroilor Mănăstirea Cașin, retrospectiva anului 2022. Luări de cuvânt a membrilor subfiliale și persoanelor invitate. Prezentarea și primirea de noi membri în subfilială. Alte propuneri venite din partea participanților. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Bilanț cu principalele activități desfășurate în anul 2022. În anul 2022, subfiliala cultului eroilor Mănăstirea Cașin a desfășurat următoarele activități. 1. Înființarea subfilialei cultului eroilor Mănăstirea Cașin.
În ziua de 15 mai 2022, membrii cu filiale au înființat filiala Cultului Eroilor Mănăstirea Cașin și au ales biroul executiv al acesteia. Au fost prezenți 29 de membri din 51 aflați în evidența filialei, ședința fiind statutară, votul a fost secret. 2. Ziua Eroilor și Înălțarea Domnului. În ziua de 2 iunie 2022, cu ocazia Zilei Eroilor și Înălțarea Domnului, împreună cu Primăria Mănăstirea Cașin, Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel și Școala Regina Maria din Comună, am omagiat eroismul ostașilor români de a-și apăra țara împotriva invaziilor străine și jertfa lor de sânge pe câmpurile de luptă din străinătate. În primul rând vreau să răspund la o întrebare pe care unii și-o pun, probabil, fără să o exprime. Ce caută acest om care e din altă parte aici la Mănăstirea Cașin? Cred că v-a spus-o unii. Sunt două motive esențiale. Primul, și pe care l-am în conștiință mai de mult, este faptul, încă de când eram copil chiar și studiam așa un pic istoria, dar nu numai asta, auzeam pe cei din zona de dincolo de Onești vorbind foarte frumos, admirativ vorbeau, la adresa cășunenilor. Ei incorporau și pe unii și pe alții. Așa. Și probabil finalul tot așa va fi. Vă spun eu că așa va fi. Da. Deci auzeam multe lucruri. Când am început să studiez istoria, mai ales istoria militară, și am studiat-o aprofundat, că așa au fost instituțiile care ne-au format, mi-am dat seama că această zonă este vitregită și nu numai de asta, nu numai Cașinul, ci și Oituzul și toate celelalte. Am discutat-o și am pus-o public, această problemă, la o activitate când Dan Tătaru, Răposatu, era ajutor al Ministrului Apărării, secretar de stat. Și el și-a notat-o și m-a abordat pe urmă și am devenit foarte buni prieteni și dornici să rezolvăm ceva. Viața a fost așa cum a fost. M-a auzit acolo, spunând public la microfon, că este vitregită această zonă pentru că nu are un mauzoleu de talia celui de la Mărășești și de talia celui de la Mărești. Eu cu Măreștiu chiar am ceva, doamna Dana Lungu, când se uită la mine știe cam ce vreau să zic, pentru că mult mai important era un mausoleu aici decât la Mărești, unde a fost o ofensivă fără orizont strategic, a fost niște fricțiuni între comandanții militari, îmi permit să spun că suntem un grup restrâns aici, cu efecte dezastruoase pentru personal, am murit atâta lume, au dat lovitura principală, dacă vă duceți acolo unui mauzoleu, e ca pe un perete, trebuia nemții numai să-i dea câte un bobârnac la luptător român și cădea. Au avut succes ofensiva, dar a trebuit să fie oprită și să vină trupele înapoi. Cu ce eforturi? Cu câți oameni pierduți, câte vieți omenești? Când eram la liceu ne spuneau, Mărești a fost ras de pe fața pământului, când eram eu pe vremea comunist la liceu. Dar nu spuneau atunci ce am aflat și am văzut pe urmă, că nu l-au ras nemții, ci l-a ras Averescu prin pregătirea de foc. Deci trebuie să spunem lucrurilor cum trebuie și cum sunt. Deci așa a fost. Și eu mi-am manifestat această nemulțumire. Dan Tătaru m-a abordat, a făcut, am găsit terenul. Am umblat mult, am umblat pe munți ăștia, n-am trâmbițat ca să vadă lumea, am vrut să iasă ceva. Din păcate acest om și-a pierdut și funcția și dispărut. Important este că n-a dispărut ideea. Și acum, uite, ăsta e discursul pe care l-am pregătit acasă, pentru aici. Nu știam că o să iau cuvântul decât să vă spun atâta. Neamul este etern prin cultul eroilor. Și n-am spus-o eu, a spus-o Nicolae Iorga. Dacă cineva își permite să-l contrazică, să-l contrazică. În plus, vreau să vă mai spun tot ceva ce a zis Iorga, că noi spunem românii că eroii nu mor niciodată. Iorga ne-a spus altceva. Ei mor atunci când sunt uitați. Și de aceea eu vă felicit, chiar dacă încă nu mi-am terminat cuvântul, pentru faptul că luptați pentru nemurirea lor, prin ceea ce faceți aici și ce fac și ceilalți de la Cultul Eroilor din toată țara și de la toate filiale. Acum, mai am un argument pentru mauzoleu. Iliescu, generalul Iliescu, care a fost șeful marelui cartier general în prima parte a războiului, și a condus catastrofal, a fost vinovat și Brăteanu, va ține o lecție amplă de tot, dar nu e cazul și ar rezista argumentele și în fața
istoricul ăla de care vorbeam noi aseară la telefon. Foarte bine a rezistat. Dar ce s-a întâmplat? Iliescu ăsta a fost chemat în Parlament să dea un raport de activitate și a lucrat cu o echipă amplă, vreo 2-3 ani, ca să justifice insuccesele din 96. El, în tot ceea ce întreprinde și ce a făcut acest colectiv de specialiști, i-am dat-o lui Pocovnic împrumut, dar cred că mi-a dat-o înapoi, o lucrare care nu o găsim pe aici, și el începe întotdeauna cu Cașin. Deci nu întâmplător. Deci nu zice Mărăștiu, Mărășeștiu, nu știu ce. Și așa când s-a preluat, s-a zis Mărești, Mărășești, Oituz, nu de altceva. Așa a fost cronologia în 1917. Că dacă ne gândim, Mărăștiu a fost înainte, Mărășeștiu și la două zile a fost Oituz. Nu putem rupe acțiunile de la Oituz de cele de la Cașin. Cum nu le putem rupe pe cele de la Cașin de cele de la Oituz. Însă acești oameni din această zonă au avut o contribuție mult mai mare pe timpul războiului. Cea mai, cum să zic, durata cea mai mare a acțiunilor militare și inclusiv cei 2 ani dinainte, că nu erau acțiuni militare, din neutralitate, cășunenii au știut de război și au participat. De ce? Aici se instruiau trupele, aici veneau marile unități și în perioada neutralității, deci din 14 până în 16, până în noaptea de 14 spre 15, că vorbesc de 15, seara la ora 21, pe 14 s-a trecut, și oamenii ăștia de aici erau înfrățiți cu armata. Armata în cei 2 ani a construit obiective pe aici. În semn de apreciere pentru implicare și dinamica subfilialei, Dănuț Voicu, președintele filialei Băcăoane, a înmânat diploma de excelență lui Cătălin Ghima, președintele subfilialei Mănăstirea Cașin. Datorită rezultatelor obținute, subfilialei Mănăstirea Cașin pentru activitatea desfășurată în cursul anului 2022 se acordă o diplomă de excelență în semn de prețuire și respect pentru generoasa contribuție adusă păstrării memoriei eroilor băcăoani care s-au jertfit pentru înfăptuirea marilor idealuri ale neamului românesc. Să o mânăm domnului președinte cu urările. Vom pune la un loc de 5. Unde considerați dumneavoastră? Luni 20 martie a fost echinocțiul de primăvară. S-a intrat oficial în anotimpul primăverii, deși luna martie se arată a fi destul de capricioasă. Ziua și noaptea au aproape aceeași durată, este vorba de 12 ore, evenimentul fiind numit echinocțiu, care în latină înseamnă noapte egală, equi, egal, nox, noapte. În acesta, echinocțiul de primăvară are loc pe 20 martie la ora 23:34, ora României. Începând de la această dată, durata zilei față de cea a nopții va fi în continuă creștere, iar cea a nopții față de cea a zilei în scădere, până la data de 21 iunie, când va avea loc momentul solstițiul de vară, iar trecerea la ora de vară se face în ultimul weekend din luna martie, adică noaptea de 25 spre 26 martie, când ceasurile se dau înainte cu o oră, ora 3 devenind ora 4, adică, mai pe românește, dormim mai puțin cu o oră. Iar pe 26 martie este cea mai scurtă zi a anului, având 23 de ore. I-a furat telefonul în timp ce vorbea la el. Asta a făcut un băcăoan de 31 de ani, profitând practic de neatenția femeii, acesta i-a smuls telefonul chiar în timp ce vorbea la el. Din fericire, polițiștii l-au identificat rapid. La data de 16 martie, în jurul orei 18:30, secția 2 poliție Bacău a fost sesizată prin apelul unic de urgență 112 de către o femeie de 54 de ani din comuna Tamaș, de faptul că o persoană necunoscută i-a sustras un telefon mobil în timp ce îl ținea în mână și vorbea la telefon. La fața locului au fost direcționate două patrule de siguranță publică din cadrul secției 2 Poliție Bacău, care au efectuat căutări pe raza municipiului Bacău, fiind identificată o persoană care corespundea semnalmentelor oferite de martor, respectiv un bărbat de 31 de ani din localitate. Acesta a fost condus la Poliția municipiului Bacău, cercetările fiind preluate de către polițiști din cadrul Biroului Investigației Criminale. Telefonul a fost recuperat de polițiști și restituit păgubitei. A fost probată activitatea infracțională a bănuitului, care a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, se arată în informarea de presă a IPJ Bacău.
prins conducând cu 125 de km pe oră fiind băut. Asta s-a întâmplat în Cleja, când oamenii legii au depistat un bărbat de 57 de ani, cărula cu 125 de km pe oră. Polițiștii băcăoanii au pus etilotestul, iar rezultatul a ieșit pozitiv, indicând 0,29 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Pe 27 martie, în jurul orei 1, un echipaj de poliție din cadrul serviciului rutier Bacău a depistat pe DN2E85 în localitatea Cleja un conducător auto de 57 de ani din Suceava, în timp ce conducea un autoturist cu 125 de km pe oră. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 0,29 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Le-au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.900 de lei, iar ca măsură complementară i-a fost reținut permisul de conducere pentru o perioadă de 210 zile, fiindu-i eliberată dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, se arată în comunicatul transmis de IPJ Bacău. Veste bună pentru băcăuani. Cei care au locuit în zonele afectate de poluare vor putea beneficia de reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani, fără a fi penalizați. Proiectul de lege a fost inițiat de Cătălin Acioff, deputat PNL de Bacău, alături de colegii săi, printre care îi amintim pe deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău. A fost votat proiectul de lege pe care l-am inițiat alături de colegii mei cu privire la modificarea legii numărul 263 pe 2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluare remanentă din cauza extracției, preparării, arderii cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, a extracției, preparării minereurilor de uraniu, a extracției, prelucrării minereurilor feroase și neferoase cu conținut de praf cu emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac și derivate de cupru, plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, arsenic, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat și siliciu, ori de radiații din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri de pulberi metalice și sau de cox metalurgic, a prelucrării țițeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, țițeiului parafinos și neparafinos, distilarea țițeiului în vederea producerii păcurii și a uleiurilor respectiv în localitățile Baia Mare, Călăraș, Copșa Mică, Drobeta, Turnul Severin, Slatina, Târgu Mureș, Târnăveni, Turnul Măgurele, precum și localitățile Abrud, Avramiancu, Baia de Arieș, Bistra, Lupșa, Ocoliș, Roșia Montană, Ceaua și Zladna din județul Alba, Brăila din județul Bihor, Bacău, Onești și Comănești din județul Bacău, Maieru, Rodna și Șanț din județul Bistrița-Năsăud, Crisbav, Făgăraș, Feldioara, Hălchiu, Satnou și Victoria din județul Brașov, Brăila, Tichilești, Chișcan din județul Brăila, Anina, Armeniș, Ciudadnovița, Moldova Nouă, Oțelul Roșu, Reșița din județul Caraș-Severin, Aghireșu, Câmpia Turzii, Căpușu Mare, Iara și Turda din județul Cluj, Năvodar din județul Constanța, Baraolt din județul Covazna, Târgoviște și Titu din județul Dâmbovița, Ișalnița din județul Dolj, Galați din județul Galați, Giurgiu din județul Giurgiu, Brănești, Bălteni, Buschin, Călnic, Dragotești, Fărcășești, Ionești, Mătăsari, Motru, Negomir, Plopșoru, Frigoria, Roșia de Amaradia, Rovinar, Turburea, Turceni și Urdar din județul Gorj, Bălan, Borsec, Corbu, Jolotca, Sunt Dominic și Tulgheș din județul Harghita, Aninoasa, Baia de Criș, Brăița, Brad, Calm, Certejul de Sus, Crișcior, Deva, Ielari, Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Petrila, Petroșani, Răchitova, Șoimuș, Teliucu Inferior, Uricani, Vața de Jos, Vețel, Vulcan din județul Hunedoara, Ciulnița și Slobozia din județul Ialomița, Borșa din județul Maramureș, Grintiești și Săvinești din județul Neamț, Braj și Ploiești din județul Prahova, Broșteni, Crucea, Iacobeni, Ostra, Stulpican și Vatra Dorne din județul Suceava, Fardea, Marginea, Nădrag și Tomești din județul Timiș, Mina, Almin, Tepe și Tulcea din județul Tulcea, Berbești și Râmnicu Vâlcea din județul Vâlcea, pe o rază de 8 km în jurul localității în care se află situl contaminat, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizarea prevăzută la liniatul 4. Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 6 martie 2023 cu respectarea prevederilor articolului 76 aliniatul 1 din Constituția României Republicată. Urmează să intre pe circuitul Camerei Deputaților, unde sper să avem aceeași deschidere din partea majorității parlamentare.
Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 21 martie, cerul va fi parțial înnorat, în special dimineața. Mercurul în termometre urcă până la valori de 15 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 7 grade Celsius. Miercuri, 22 martie, cerul va fi parțial înnorat, pot să apară averse de ploaie dimineața. Mercurul în termometre urcă până la valori de 15 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 3 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.